În timpul caniculei, fiecare dintre noi caută cele mai bune modalități de a se răcori. Totuși, oamenii ajung să facă câteva greșeli care mai mult le accentuează senzația de căldură și nu ne răcoresc deloc. Experții nutriției avertizează că o înghețată sau o bere rece în realitate nu ne răcoresc, ci mai degrabă au efecte contrare. Chiar dacă ai impresia că te răcorește pe moment și că te ajută să lupți cu canicula, înghețata nu face altceva decât să-ți încălzească și mai tare corpul, arată experții de la Universitatea din Washington. În momentul în care corpul tău începe să o digere, înghețata produce energie, iar temperatura corpului crește. Nici berea nu se dovedește a fi o alegere mai înțeleaptă. Alcoolul deshidratează și duce la vasodilatație, adică lărgește vasele de sânge. Acest proces provoacă încălzirea pielii, iar asta îți dă senzația de căldură și transpirație. Alte alimente pe care este bine să le eviți pe caniculă sunt carbohidrații complexi, cum sunt orzul și alte cereale integrale. Ele sunt greu de digerat, ceea ce înseamnă că cer mai multă energie pentru procesul de digestie. Experții în nutriție recomandă în schimb consumul de alimente cu un conținut ridicat de apă, cum ar fi pepenele verde, legumele, cum ar fi salata verde, castraveți, țelină, ridic, care conțin 95% apă. Relatează știri pe surse.ro.